Bună seara, stimați telespectatori, am venit cu drag aici la Jariștea să-l văd pe domnul profesor de limba și literatura franceză, domnul Cătălin Toma, primarul comunei Jariștea. Bună seara, bine v-am găsit, să știți că am venit pe șosea care nu e stricată. Cum de-ați făcut lucrul ăsta? Că în alte părți, după zăpada asta, este bușită, trântită, plină de gropi. Bună seara și telespectatorul dumneavoastră, bună seara dumneavoastră în primul rând, mulțumesc pentru vizita pe care mi-ați făcut-o. Într-adevăr, asfaltul arată bine pentru moment, sperăm să arate bine și după iarna din 2014-2015. Este și meritul Consiliului Județean pentru că ați venit pe un drum județean, ați mers și pe un drum comunal. Încercăm cu puterile noastre să facem în așa fel încât ca drumurile să arate cât mai bine și să fie cât mai accesibile. Domnule primar, dar când a fost ultima dată refăcut drumul? Păi, DJ-ul acesta pe care a venit domnul județean 205B necesită intervenții mari, dar ca și plombare a fost făcut chiar anul trecut. Anul trecut? Da, noi facem tot posibilul și reușim să-l asigurăm ca și funcționalitate, având în vedere traficul mare care există pe el. Pentru că el face legătura cu toate satele componente și în același timp face legătura cu Odobeștiu. Vă dați seama că este un trafic destul de aglomerat. Mai ales că Jariștea este o zonă, da, comuna Jariștea este viticolă prin excelență, vin mașini din toată țara ca să se aprovizioneze, am auzit eu și am și văzut cu ochii mei. Dacă permiteți, cred că este, Jariștea a fost prin excelență, acum este prin tradiție. Prin tradiție, da, da. Ceea ce se întâmplă în ultimul timp, în ultima perioadă și de fiecare dată cu riscul de a deveni supărător, țin să menționez că viticultura nu mai este la rangul de excelență, ci ușor, ușor a devenit și devine amintire. Cu toate acestea, oamenii încă sunt și ei insistenți și încearcă să-și mențină tradiția din Străbuni, și anume cultivarea viței de vie, mai ales că Jariștea este pe un loc, zicem noi, foarte frumos și foarte prielnic pentru cultura viței de vie. Dar cu legile care sunt acum în vigoare și cu ajutoarele, între ghilimele, care ne se oferă, vă spun că viticultura nu mai este o afacere, și este o povară, pentru că de la un an la altul oamenii nu mai reușesc să-și mai acopere cheltuielile pentru a se întreține. Dacă viticultura înainte reprezenta ceva extraordinar în ceea ce privește și cultura, pentru că știți, când ai o sursă de venit sigură, în momentul acela te poți gândi și la alte lucruri, dar atâta timp cât tu te gândești ca și viticultor doar la existență, lucrurile se rezumă doar la existență. Este mare păcat, pentru că mă uitam prin Jariștea ce case vechi frumoase sunt și da, asta arată impunătoare, o casă de oameni gospodari, de oameni, mulți moșieri au locuit aici sau au plecat de aici. E foarte trist că îmi spuneți lucrurile astea. Eu credeam că din ce în ce o să ia amploare această activitate, dar după câte îmi spuneți dumneavoastră, văd că a scăzut. Păcat. Anul trecut am încercat noi și continuăm activitatea de promovare a comunei și am făcut în acest sens un album, albumul Jariștea Vranciei, realizat de domnul Muscă, Valentin Muscă. Și prin acest album am încercat noi să prezentăm exact ce spuneați dumneavoastră și ce remarcă toată lumea, că de aici a pornit. Turiștii, între ghilimele, când vin în Jariștea, spun: ce casă frumoasă, cine mai stă acolo, mai stă cineva? Și mai stă cineva? La unele da, la unele nu. Sunt case care de-a lungul timpului au reprezentat și reprezintă istoria comunei prin familiile care au stat acolo, prin deciziile care s-au luat în acele case, pentru că sunt case unde s-a stabilit clar de unde pornește apa în comună, cum se realizează curent electric și așa mai departe. Adică eu când mă uit la o casă nu mă uit doar la structura ei de rezistență și la felul ei de a fi sau cum s-a degradat, ci mă gândesc și la familiile care au stat în acea casă, mă gândesc la musafirii care au fost acolo și care împreună poate au decis asupra soartei acestei comune. Și de aceea am realizat acest album încercând să păstrăm vie măcar amintirea, pentru că, repet, sunt unele case foarte impunătoare și care au o istorie deosebită și pe lângă aceste case să știți că avem și o biserică deosebită pe lângă Schitul Buluc, care de anul trecut am reușit și l-am introdus în lista monumentelor istorice cu ajutorul Direcției de Cultură.
prin domnul director Traian Negulescu, prietenul meu, și al dumneavoastră și al tuturor celor care își doresc binele pentru comunitatea lor, sunt convins. Revin, avem biserica din centru care este un adevărat monument de cultură prin arhitectură, prin situația și zona care îi permite să-și etaleze bogăția ei Cât de arhitecturală. veche biserica, domnule primar? Este la sfârșitul anilor 1800, începutul anilor 1900. Este un arhitect italian, cel care a realizat desenele și a pus în practică, iar ce vreau să știți și să știe toată lumea este că atunci când intrăm în această clădire, în Sfânta Biserică, să știți că ea a fost construită doar din strădania jăriștenilor. Vă dați Nu au seama că erau fost oameni fonduri bogați, europene, deci nu au fost fonduri europene, nu au da. fost intervenții de la guvern, au fost strădaniile cetățenilor din Jariștea, care la sfârșitul anului 1800, dacă știți, a fost acea filoxeră, a lovit drastic și foarte greu au trecut viticultorii. Cu toate acestea, un an de zile s-a oprit construcția pentru că n-au mai reușit să asigure continuitatea, dar au revenit cu forțe proaspete și au terminat această clădire care merită văzută și cu această cale invit pe toți să vină să vadă această clădire din centrul comunei, Biserica Adormirea Maicii Domnului, cu Hramul Adormirea Maicii Domnului, care este deosebită ca și formă, ca și arhitectură. Are influențe catolice, pentru că este cu Care e geamuri făcută de un foarte mari, italian, dar da? ogivele alea, Exact. da, Și în ultimul sigur. rând ea a fost pregătită pentru vitralii, numai că din cauza vremurilor n-a mai reușit să fie pus în practică. În schimb, catapeteasma este deosebită. Merită să veniți să vedeți această. Eu am văzut-o, o știu, Mă dar să o refer și vadă la. telespectatorii. Da, Jariște avem cu ce ne arată mândri, da. ca un muzeu al satului aproape, știți, în anumite Da. locuri. Știți că vorbeați despre casele astea care, știți, o casă veche construită într-un anumit stil îți stimulează fantastic imaginația. Stai și te oprești, te gândești ce a fost acum 100 de ani aici, parcă vezi alte timpuri, Da, vezi altfel, retrăiești. retrăiești, da? Acum trebuie să recunoaștem Ca o că carte, știți? timpurile și dinaintea noastră nu au fost atât de favorabile, dar cu toate acestea eu apreciez eforturile acestor familii, având în vedere timpurile grele pe care le-au trăit, pentru că nu au fost timpuri. Zicem și noi acum că este foarte greu, dar și înainte. Gândiți-vă în ce situații erau când războiul bătea la ușă, Când a venit războiul, legislația nu sigur. era în așa bine pusă în armonie cu tot ceea ce înseamnă necesitățile unei comunități, de aceea, pe vremuri, primarii, cum suntem noi acum, nu, erau aleși și numiți uneori câte 3-4 pe an. Imaginați-vă ce însemna o comunitate să aibă atâtea schimbări după cum venea organizarea politică la vremea respectivă. Era Deci politica și-a spus totdeauna cuvântul în toate timpurile, să subliniem, din păcate, uneori din fericire, nu știu cum să... Oricum, politica faptelor, Politica faptelor, își spune da, cuvântul și în zilele noastre, spune cuvântul, cam prea tare spune politica cuvântul și... gesturilor deranjează în ultima perioadă. Politica gândului deranjează, dacă stăm să Corect, ne... așa este. E foarte neplăcut, văd acolo un tablou cu niște oameni în vârstă, eu nu prea văd bine până Da. acolo, ce reprezintă acel tablou? Este o poză cu administrația publică locală la începutul anilor 1900. Este făcută aici, în fața primăriei. Primăria, deci tot aici a fost și dacă observați și se vede clar, îmbrăcămintea, gesturile și poziția lor socială foarte bine reprezentată în poză. Reprezent. Dacă acum ați observat când facem o poză, nu suntem atenți deloc la detalii. Nu mai există acel respect față de instituție, nu mai există respectul față de profesie. Dacă vă uitați acolo, o parte stau jos, o parte sunt în picioare. Jos era baza, da? Deci sunt oamenii de bază, în spate era administrația, cel mai înalt era secretarul Primărie. localității, da. Există și preotul acolo, există și oamenii de bază. Vedeți, era mult mai atentă lumea la detaliu, acum și faptul că tehnologia îți permite orice, aproape orice, Ba cam nu mai, aproape nu mai orice, suntem zici bine. atenți la gesturile pe care le putem noi imortaliza și peste ani și ani ne vom da seama că
dacă acum ne uităm și ne clarificăm imediat cine este și cum este, peste ani o să vedem că preotul săracul era mascat de nu știu ce gesturi. În sfârșit, nu vreau să intru în detalii în Da, ceea ce dar ați privește. spus foarte bine că numai lumea nu mai e atentă, dar nu mai suntem atenți unii față de alții, ne permitem orice unii față de alții, ne permitem să jignim foarte ușor, ne permitem să avem, eu știu. Dacă ați observat, în ultima perioadă, jignirea îmbracă forma ironiei. Acum, Da, dacă ci că a fost o. a fost o Da. ironie, da, dar, pe de altă parte, substratul este jignitor și uneori îți dăunează ție ca persoană, pentru că. Domnule primar, mi-aduc aminte când eram eu copil și tatăl meu are semnătura pe diplomă a lui Iorga și a lui Pârvan. Și mă mai certam cu copiii, pe de altă parte vreau să pozez într-o persoană foarte bine crescută și educată și. Și odată nu știu ce am spus, tatăl meu s-a supărat și a spus: "Să știi de la mine, dacă cu adevărat vrei să te menții ca un om bine crescut, un om de bună calitate, prima condiție să nu jignească niciodată. Se gândește totdeauna înainte de a spune ceva și nu, niciodată nu jignește." Și într-adevăr, acum jignirea, adică dacă ești ironic, dacă ești obraznic, ești un om, nu ești decât un om obraznic și ironia care este uneori din prostie pe care alții o ridică la nivel de, eu știu, Satiră. de satiră, da. Deci, Da. obrăznicia asta, din păcate, în educație sunt foarte multe lacune. Dumneavoastră sunteți și profesor sau ați fost Păi, întâi am zis cuvântul profesor. magic, educație. Ca să vorbim de educație, trebuie să cunoaștem ce înseamnă educația. Nu poți să-i ceri unui om care n-a avut de-a face sau n-a avut contact în copilărie cu regulile de bună creștere să fie educat. Da, poți să încerci să-l îndrepți, să-l corijezi, să-l duci pe drumul cel bun pe care îl considerăm noi cel bun, pentru că trebuie să ne gândim și pe varianta cealaltă. Repet, tehnologia de acum influențează în marea majoritate a cazurilor în sens negativ copiii de astăzi, da? Categoric, Și nu categoric. numai copiii, chiar și adulții. Pentru că le creăm o lume virtuală care uneori se consideră ca fi cea reală. Nu poți să dai un simplu click să vezi case, să vezi mașini, să vezi tot felul de lucruri și să-ți imaginezi că în momentul când ai închis calculatorul, acele lucruri se întâmplă și în jurul tău. Așa e și cu educația. Degeaba îi spunem noi cum trebuie să vorbească, cum trebuie să poarte, dacă zestrea lui emoțională și zestrea lui genetică nu permite Nu să permite. se Dar lipească ați aceste lucruri. observat, domnule primar, că se Dar noi trebuie cultivă. să insistăm. Știți cum este? Rolul educatorului și rolul profesorului și a societății este să insiste, în sensul bun, ca să corecteze și să remedieze. Repet, sunt foarte multe cazuri care nu mai pot fi Remediate. Bine, și la remediate. cursurile de pedagogie ați învățat că Exact, sunt oameni pe care da. n-ai cum să-i Cei mai buni schimbi. copii sunt cei mai mici, pentru că tabula rasa, Sigur, dar sigur, sigur. Cu până la cât urma trece urmei, timpul, da. performanța educatorului este aceea când reușește să creeze o zestre, să zicem, informațională bogată unui copil care deja a fost format. Pentru că atunci îți Sigur, pui în evidență, evidență calitățile calitățile de tale, pedagog. da. Dar ați observat, domnule primar, că se cultivă și în școli, din păcate, se cultivă tupeul. Poate în mod inconștient, agresivitate de limbaj, dacă se poate spune așa. Din păcate, aici vă dau dreptate. Tupeul nu numai în școli a depășit granița Bunului, școlilor. da, categoric, El se categoric. întâlnește peste tot, la orice oră, în orice sezon și, din păcate, îi lovește pe foarte mulți din ce în ce mai mulți. Acum, ce putem să facem? Decât să constatăm. Dar, repet, societatea, și societatea înseamnă și dumneavoastră, și eu, și oricine care Și face parte, telespectatorii și noștri. telespectatorii au un rol, acela de a corecta. Eu mereu spun și la primărie sau și pe stradă unde sunt, dacă vezi pe unul care aruncă hârtie, nu trebuie să te gândești imediat că a fost un copil sau că a fost un om mare. Este o ființă. Ființa aia trebuie corectată. Dom'le, nu se face așa. Eu mereu râd de râd. Încerc să creez, știți, prin joc se creează toată regula. Sunt copii care din grabă, din neatenție, aruncă și iau cornul și aruncă Pe hârtia pe jos. jos. Ați observat, sunt convins peste tot. Și când se întâmplă să ne mai întâlnim, le spun, gunoiul acela, dacă l-arunci, înseamnă că e prietenul tău, pentru că dacă nu-l pui în locul care trebuie, înseamnă că
E al tău, e prietenul tău. Nu, că n-am nicio problemă cu el. Păi atunci, du-l unde trebuie. Păi și lui loc. Nu? Vedeți, aruncă un Da. copil un corn, dar la fiecare bloc sunt pubele de-astea cu capac, bun. Și sunt persoane care nu se deranjează să coboare, să ducă. Aruncă gunoiul de la etajul 3, de la etajul 4, de la etajul 5 în fața blocului, într-o pungă, uneori direct cu găleata, ca toate mizeriile alea. Vedeți, noi, Se consideră persoane suspuse, vă dați seama, domnule nu? primar, nicăieri în țările civilizate n-ai să vezi în Austria așa ceva, n-ai să vezi în Germania, n-ai să vezi în Ungaria așa ceva, n-ai să vezi în Croația. În Croația ți-e milă să calci pe Așa stradă. este. Totul e o curățenie, în Muntenegru, în toate țările în care a pătruns un pic de educație germană până la urmă, Da, știți? noi zicem așa, tot timpul ne uităm la alții, dar și tot timpul am vrea să fim ca alții. Dar să știți că și la noi se întâmplă lucruri frumoase O, nu și spune nimeni, dar hai, vorbim întâi de lucrurile gândiți-vă, astea care, sigur. ați zis de Relom, ați zis de Croația, ați zis de Austria. Păi haideți să ne uităm puțin în istoria lor, să vedem Păi de unde asta au am spus pornit și eu, ei. asta am spus și Pentru eu. că, efectiv, dacă un copil care se naște într-o familie, tot la copil ajungem, într-o familie educată, într-o familie înstărită, cu posibilități financiare deosebite, nu este obligatoriu să ajungă la fel ca și părinții. De multe ori se întâmplă contrariu. Totul pornește de la cum suntem noi Ați formați. spus, mă scuzați, într-o familie educată, într-o familie cu posibilități, nu toate familiile actuale cu posibilități materiale, că se vede cu ochiul liber de unde sunt posibilitățile astea materiale și o spun cu reproș mare, acolo în familia asta nu o să găsească copiii principii de morală, nu? Da, pentru Tatăl meu îmi că... spunea, eu tot dau exemplu de tata, că a avut o influență fantastică asupra mea. Da, să știi de la mine, cine minte și fură, Da, scurt, frumos spus, cine da. minte și fură. Și Da, a da. fura, când spuneai despre cineva că fură, era ceva înjositor. Cea mai mare jignire pe care puteai să o aduci unui om altă dată era să-i spui că fură. Acum văd că toți ăștia mari pe care punem Dacă... noi degetul, nu vă supărați că spun lucrul ăsta, când mergem să votăm, văd că s-i-au dat mâna și fură, rup Nu, rândurile dacă am și... pune degetul, ar fi bine, că poate ar rămâne amprenta acolo. Noi punem o simplă ștampilă și, din păcate, nu realizăm, din Da, aveți păcate, dreptate, refer, da. din păcate, nu realizăm ce putere putem avea noi în acel moment unic în Acum vorbiți cabină, din da? punctul meu de vedere, nu al Și al meu, dumneavoastră. și al meu, Știi, pentru da, pe că... dumneavoastră s-a pus ștampila, nu? Da, dacă ar fi doar pentru mine, vă dați seama, eu când cineva pune ștampila pe mine, nu pune numai pe mine, pune și pe echipa din spate pentru... Vreau Sunt să mai știu ce multe avere lucruri. aveți dumneavoastră, domnule primar. Repede să-mi Care, spuneți. averea la care vă referiți? Sentimentală Nu, nu sau... sentimentală. Vreau să văd ce bani aveți, ce case, câte vile aveți. Doamnă, declarația de avere există, este publică, întotdeauna am respectat. Provin dintr-o familie care s-a ocupat cu viticultura, repet, fiind din această zonă, nu am vile, nu am... Nu că nu că îmi pare rău că nu am. Nici bine... Știți cum este? Nu poți să zici acum să fim umili, să zicem, vai, că uite ce bine că ești sărac. Nu, Nu. nu, Nu Doamne trebuie să ferește, încurajăm nu, acest nu. cult al Dar să fim sărăciei. cinstiți, putem Dar, să încurajăm, să exact. trăiești așa cum îți În schimb, permite bunul simț. averea mea, momentan, copilul care a apărut și care este O pe să primul loc, ne lăsați să-l arătăm și la da, puteți să-l telespectatori pe arătați copilul că ăsta oricum. frumos, pe copilul ăsta Da. superb. Da. Vă că-l țineți, este... Este averea mea pentru moment cea mai și sper că până la adânci bătrâneți, Să averea mai aveți niște care... averi de genul ăsta, nu? Doamne, Dumnezeu ne Da. dă, Dumnezeu ne arată, știți cum este. Categoric. Bun, Revenim deci la n-ați venit averea, așa. personală. Într-adevăr, eu mă mulțumesc cu ce am, nu sunt genul de om care să încerce să-și dorească enorm și cel mai bine este să întrebați pe cei din jurul meu, pentru că eu pot fi subiectiv și pot spune că mi-ajunge sau alții pot veni și spune are prea mult. Dar, repet, nu las ocazia și nu creez ocazii de genul să Păi nu, că înainte de a vă întreba, să insiste. știți că am întrebat pe alții. Mi-ajunge cât Și am, credeți-mă. Și toată nu... lumea, din Da. fericire pentru dumneavoastră, mie mi-ar fi plăcut să mai zică cineva și ceva de rău, că aveam acum motiv să vă... Sunt convins că mai sunt și Nu, care... eu n-am auzit pe nimeni vorbindu-vă de rău. Uitați, să vă explic o situație și îmi cer scuze că vă întrerup. În fiecare zi, vă mai spuneam și la celelalte și când ne-am mai întâlnit, că ne-am mai întâlnit mai des, în fiecare zi sunt oameni care vin la mine în birou și vin cu o problemă. Și de multe ori, problemele lor se leagă de resursa financiară.
Dacă mă credeți, îmi vine câteodată să, hai să nu urlu, dar să strig, pentru că n-am cum să-i ajut. Dar ei vin la mine cu speranța și ideea că, domnule, primarul este cel mai bogat, primarul își permite, primarul are de unde, sau printr-un simplu telefon primarul poate să răstoarne munții. Nu este așa. Din păcate, sau poate uneori și din fericire, chiar nu pot să, printr-un telefon, printr-o intervenție, mai ales ce se întâmplă în zilele noastre, nu poți să ajuți pe toată lumea, dar măcar poți să-l asculți. Și revin. De multe ori, vă spun, când mă duc acasă, zic, Doamne, mulțumesc pentru ce am, pentru că se poate și mai rău și se poate rău, rău. Sunt oameni care nu au din ce trăi. Cu toate acestea, îi vezi pe stradă, îi vezi că merg la magazin, nu știu ce fac acolo, că nu știu din dar unde. Dar de ce nu muncesc sau n-au unde să, unii nici n-au unde să muncească, asta nu? Asta și cu muncitul e foarte greu. Dacă până în anii trecuți viticultura reprezenta o sursă de venit nu numai pentru proprietari, ci și pentru foarte multe categorii sociale. Pentru că există un lanț în viticultură, de la lucrul pământului până la vânzarea vinului. Vă dați seama câte segmente de populație sunt afectate printr-o simplă lege care poate să strice tot. Și acum sper ca legea care apare, legea vinii și vinului, să fie în acord cu interesele cetățeanului și a viticultorului. Pentru că dacă tot ocolim cetățeanul și ne gândim că lasă-l, domnule, că ăsta are de unde să trăiască. Nu mai are de unde, din ce să mai trăiască. Pentru că s-au dus sursele acestea de ușor, ușor, prin impozitarea aceasta excesivă și progresivă. Să știți că reușim, repet, chiar dacă sunt supărător, viticultura egal amintire. O să o vedem în poze. Copiilor noștri să le spunem, uite, cam așa arăta un butuc de viță de vie, îl mai vezi pe o sculptură pe undeva sau cine știe prin ce poate. Dar de ce credeți că s-a ajuns aici, domnule Cătălin Toma? De ce? Pentru că, trebuie să recunoaștem, odată cu intrarea aceasta în Uniunea Europeană, noi suntem foarte bucuroși că am intrat în Uniunea Europeană. Când zic noi, zic la general. Dar gândiți-vă că noi am intrat într-o mare piață, exact ca și cum m-aș duce eu în piață și vin și eu cu un sac. Repet, un sac. Noi nu avem nici măcar bani de tarabă. Dar venim și noi cu un sac, cu produsele noastre, care înseamnă cârnații de pleșcoi, care înseamnă vinurile tradiționale, care înseamnă foarte multe lucruri frumoase. Cu toate acestea, noi le avem doar într-un sac, pe care încercăm să le punem pe o tarabă. Taraba nu este a noastră în această Uniune Europeană. Uniunea Europeană spune niște condiții, condiții pe care le accepți sau nu. Nici n-ai cum să nu le accepți și atunci ce faci? Le vinzi altora care au și-și permit. Și care nu au aceste tradiții, din păcate. Din păcate pentru noi. Și iată că am ajuns acum ca vinurile noastre să fie produse din butași și aduși din Italia, din Spania. Eu nu sunt împotriva, nu se înțelege că sunt împotriva acestei Uniuni Europene. Nu, Doamne ferește, este un cadru bun, legislativ, s-a făcut curățenie, dar... Haideți să ne promovăm și să ne menținem. Cu asta trebuie să începem, nu acum, după valorile sigur, noastre. Da, categoric. Și vă dau un exemplu concret. Categoric. În Franța au fost 4 școli de viță de vie. Întrebarea este, și mă uit și în ochii telespectatorilor, câte școli au mai rămas? Cum este posibil ca noi, prin fonduri europene, să cumpărăm butași, să aducem butași din Austria, butași din, de viță de vie mă refer, din Italia, care nu sunt adaptați solului nostru. Și ne trezim după aceea și facem conferințe de presă și vai ce bucuroși suntem că am accesat o groază de fonduri europene. Bani de-ai noștri pentru a cumpăra produsele lor. Este incredibil. Dar cine este așa de răuvoitor să accepte așa ceva? Pentru că am impres... Da. Nu, nu, da. Noi acceptăm. Prin accesare, accepți. Și din păcate... Bine, probabil că oamenii nu știu despre ce e vorba, că ar trebui lămurit. Dumnezeu, da. Stai când accesezi, ce vrei, matale, nene, să faci, de fapt, da. Cu banii ăștia? Păi nu-i bine ce faci. Exact. O să fim noi în nu se poate. Fapt. Eu mereu zic chestia asta, că nu este posibil să admiți acest lucru, să accesezi fonduri europene și să nu-ți încurajezi producția proprie. Sigur. Nu se poate să aducem roșii din Turcia... Când noi avem terenul, baza, sursa de bază agricolă, noi, la da. Noi este terenul, da? Deci bine noi suntem, înțeles. Avem atâtea terenuri disponibile, care din păcate când la o simplă aventură cu mașina, ați văzut, sunt toate pline de burieni, o parte din ele. Acum a început nebunia cu vânzarea terenurilor, că și aici dacă ajungem în partea administrativă. S-a introdus o lege, legea 17, care prevede vânzarea terenurilor în extravilan cu anumite reguli. Chipurile să împiedice
accesul celor din sănătate să cumpere aceste terenuri. Fals! După Se ce pot s-au cumpăra cumpărat, da, într-o bineînțeles. veselie. Și s-au cumpărat într-o veselie. Până la urma urmei, totul depinde de noi. Dar dacă noi nu știm să ne promovăm și să... Nu că să ne promovăm, că până la urmă nu mai e vorba de promovare. Aici e vorba de supraviețuire. Să reușești să distrugi o întreagă școală de vițe de vie de-a lungul timpului. Vă dați seama, Vrancea e renumită pentru șarba. Șarba e creația noastră, să știți, a noastră, a vrâncenilor, da? Și să ajunge acum să aduci soiuri de rislin nu, și așa mai, mai dar, departe. Nu, mai, nu e voie, vă rog. Da, de fapt, sunt soiuri, doamne, nu e sunt, o... ale, sunt, sunt peste soiuri, tot. Așa este, dar da, de da, ce... Da. Vă spuneam de filoxera care a avut loc la sfârșitul anilor 1800. Dumneavoastră știți că fostul primar din Odobești, Marea Băiatu, a fost cel care, pe cheltuiala proprie, a reușit să aducă butașii din Alger ca să reușească viticultorii din zonă și le-a dat gratuit, le-a dat celor din zonă de aici, butași pentru a putea să supraviețuiască. Da? Deci au fost niște eforturi extraordinare. De-a lungul timpului, așa cum am zis noi, cei care au fost înaintea noastră, au reușit să facă aceste școli de vițe de vie. Eram renumiți pentru așa ceva, da? Iar acum, noi, repet, ne trezim că vița de vie are cancer. Când ați mai auzit dumneavoastră de așa ceva? Vița de vie are cancer. Te auzi, auzi acum butașul, vezi, Doamne, l-a adus după 3-4 ani, după ce intră în producție, îți dai seama că el este predispus bolii. Păi nu este admis așa ceva. Cu toate astea, lucrurile continuă. Călătoria continuă. Călătoria continuă și eu când mă uit la românii noștri, că sunt bucuroși, domnule, că vin ăia, că ne dau euro, că e îngrozitor, că oamenii nu se trezesc și lasă ca lucrurile să se vorbeați adâncească de Nicolae și mai... Vorbeați cel care i-a semnat diploma. Dumnealui spunea ceva, bine, printre alte, numai discursul sau orice vorbă pe care o rostea era o maximă. Dar mereu mi-aduc aminte spusele dumnealui, ale lui Nicolae Iorga, și anume că un guvern de lupi naște un popor de oi. Sigur. Mereu sigur. Mă gândesc la chestia asta. Și acum ăsta e de hiene, un guvern de hiene, nu vorbesc bine, guvernul bine. Actual, în general, ce se întâmplă de naște... Eu mereu spun și când sunt la o adunare cu cetățenii, am întotdeauna, vreau să vă gândiți la da. Un lucru și telespectatorii să se gândească la ceea ce spun eu acum. Când suntem într-o sală plină de oameni, câți oameni stau în față? 2, 3, 4, da? Noi, cei 3-4 care stăm acolo, în calitate de primar, de șef, de staș și așa mai departe, avem pretenția că noi suntem cei mai tari. Noi uităm un lucru. Noi în fața acolo suntem datorită celor din mulți, spate, da? Sigur. Care așteaptă de la noi ceva bun pentru ei. Nu pentru noi, pentru ei. Diferența este că s-a creat o barieră atât de mare între prezidiu și sală, încât acum sala a devenit mută, iar noi suntem cei mai țipători. Noi, guvern, primărie, toate instituțiile acestea, ați observat acum, suntem tari, dăm legi, dăm tot felul. Pentru cine? Pentru această sală, această mulțime care, din păcate, e mută. Și acceptă, acceptă ca un burete, așa, absorbe tot și la un moment dat nu o să mai avem noi ce stoarce pentru că nu mai ai cum să mai încasezi, nu mai ai grad de colectare. Acum, anul acesta, revenim la administrație, s-a creat o derogare, gândiți-vă în ce stadiu suntem, o derogare de la legea finanțelor, legea bugetului, care permite o plafonare, adică un plafon, s-a stabilit un plafon la toate comunitățile în funcție de rang, adică pentru comună un plafon, pentru oraș și așa mai departe. Nu sunt împotriva stabilirii unui plafon, dar nu poți să aduci la același nivel o comună formată din 300 de locuitori și o comună formată din 4.000 de locuitori. N-ai cum. Știm foarte bine cine a încercat să facă un plafon, adică să-i aducă pe toți la același nivel. Cine a încercat? Comunismul. N-a reușit. N-a reușit, da? Spuneți. Am mai vrut să mai spuneți da, o dată. Da, da, da. Deci am văzut pe... oameni care s-au dus la mormântul lui Ceaușescu spunând că pe vremea aia era excepțional. Păi poate pentru ei era. Poate pentru ei. Poate pentru ei era. Pentru lumea necăjită pentru era. Că niciun sistem nu rezistă dacă nu are susținători. Indiferent ce ar fi. Problema este să ne dăm seama care majoritatea și care decide. Că aici e problema. Dar revin. Și să ajungi acum să faci administrație. Nu se poate. Nu se poate să creezi un plafon. Deci este o gândire, vă spun, totalitaristă. Adică, hai să restabilim un plafon, nu contează cât cheltuiește ăla, nu contează cât ce face cu banii, eu îi dau acolo 15 miliarde, dau exemplu la comune. Nu am nimic cu aceste localități care nu-și pot susține existența. Dar părerea mea este că trebuie să facem o analiză corectă. Dacă tot zicem de neamți și de nemți,
Dom'le, nu se poate. Trebuie să ne gândim cât cheltuim, cât producem, îi ajutăm să să se fie un întrețină, echilibru dar nu permanent, poți să le bineînțeles. creezi o facilitate, chipurile între ghilimele, că le dai bani mulți, pentru că este ca și cum, gândiți-vă și revin la sistemul de învățământ, este ca și cum în 2013, pentru că ăsta e anul de referință în administrație care s-a luat pentru a stabili veniturile, gândiți-vă că un copil în 2013 a luat nota 3 și colegul lui a luat nota 9. În 2014 cel de 3 a ajuns la 4, să zicem, și ăsta la altul tot la 9. Nu trece mai sus. Da? În 2015 vine profesorul și spune, am gândit eu așa mai bine, anul ăsta facem un experiment. Ăla care a luat 3 și 4 ajunge la nota 9. Păi ăla de la nota 9 mai învață? Care-i stimularea? Adică acele comune care au venituri suficiente, dar nu mai primesc nimic, credeți că mai încearcă să se dezvolte, mai reușește să se dezvolte? Nu. Cel care n-avea de unde și se dă acum o sumă imensă, da? Imensă, repet, pentru posibilitățile lui. Sunt situații de astea, le știți dumneavoastră? Sunt situații, pentru că eu m-aș bucura să existe și un program național de implementarea unor, cum să vă spun, unor proiecte de infrastructură majore care să-i ajute să funcționeze. Nu poți să-i lași o groază de bani la o comună mică, pentru că nu are aparatul administrativ necesar să pună în aplicare, doamne. Eu am probleme de a pune, de a implementa niște proiecte, da? Pentru că nu am oameni suficienți și oameni pregătiți pe anumite, compartimente, da? Dar anumite o comună cu 14 angajați, care unul e femeia de serviciu, doi e viceprimarul, primarul și așa mai departe, ce poate să facă aceea decât să plătească niște servicii de consultanță? Și ajungem la cheltuieli care nu se justifică pentru exercițiul bugetar. Spuneți-mi, la ora actuală în primărie mai aveți posibilități de angajare? S-au deblocat posturile, am înțeles. Da, doamnă, s-au deblocat pentru că în primul rând ele nu au fost blocate. A fost o întreagă nebunie. Ordonanța 77, care a fost în 2013, a fost declarată neconstituțională. Prin efect, acum vă dați seama că s-a creat această idee de deblocare. Dar orice deblocare și orice angajare se face pe o resursă financiară. Eu nu pot să angajez dacă nu am plafonul necesar pentru a susține acel angajat. Da? Cu toate acestea, în administrație se întâmplă lucruri mai puțin frumoase, în sensul că orice guvernare care a fost nu a luat în calcul acest segment de administrație în sensul remunerării. De ce spun asta? Tot timpul s-a creat ideea funcționarul public fură, funcționarul public nu știu ce se întâmplă. Doamnă, eu m-aș bucura să fure idei și sper să rămânem doar la capitolul de a fura idei. Dar în rest, părerea mea este dacă un funcționar public cu studii superioare să stea cu 7 milioane, debutant, cu 7 milioane pe lună și să ai pretenții la el să-ți gestioneze fonduri de 1 miliard, 2, 3, Nu trebuie să te gândești prea mult dacă nu cumva este tentat să facă și anumite furturi. Da? Nu înțeleg. Știi ce se întâmplă, domnule? De fapt, înțeleg, domnule primar, cu salarizările astea mizerabile. Ce să le pese ăstora de sus dacă ei nu au primesc spăși de 9 milioane de euro? Ce să înțeleg? Ce să le mai pese lor de amărâții care... Eu nu știu cum se poate tăi. Să știți că și șpagile despre care se tot vorbește, vă dați seama că au fost acolo funcționari publici implicați, da? Și sunt convins, și cred că majoritatea telespectatorilor cunoaște acest lucru, sau au trăit prin experiențele din familie, din chiar și personale, când vine șeful și îți spune, semnează că trebuie nu știu ce. Și te trezești că intri și tu în cercul fraudei, nu? Pentru că ultimul exemplu este cel de la Buzău și chiar un exemplu tragic. O angajată de la prefectură care s-a sinucis. Da. Oare credeți că era întâmplător? Adică pui și angajați într-o situație penibilă și uneori nu vi s-a întâmplat să puneți pe nimeni să semneze în locul dumneavoastră? Deocamdată eu mi-asum ceea ce fac și sper și în continuare. Mm-hmm. Dar decât să pună în pericol un angajat, mai bine stăm liniștiți. Pentru că orice... Încă o dată, răspunderea o fi personală, dar în același timp este și colectivă. Adică nu pot să semnez eu ceva care să aducă atingere... Asta, apropo, despre ce vorbeam noi la începutul emisiunii, că se cultivă tupeul, nesimțirea, furăciunea, că e o expresie nouă acum cu furăciunea, că sunt deștept, dacă l-am înșelat pe unul, sunt deștept tare, te-am fraierit.
Păi, Când drag un în om cultura, care da. fa este îngrozitor, să știi că te bucuri de buna credință a cuiva. Că practic asta înseamnă să fraierezi, să te bucuri, să înșeli da, buna credință a unui da, om. Este, este. Domnule primar, mă rog, asta e situația, poate Dumnezeu să se mai facă trebuie, ordine, da, dar trebuie ani de zile pentru asta, eu nu sunt trebuie deloc voință, optimistă. Eu vă spun că trebuie Vorbeam înainte de a începe emisiunea despre, asta e un subiect pe care nu-mi place să-l discut, dar se pare că toată lumea discută și ia măsuri pentru așa ceva. Vorbeați despre modul cum vă pregătiți pentru, ferească Dumnezeu, un eventual cutremur mare despre care se tot vorbește. Da. Și am înțeles că ați făcut niște lucruri. Ce se întâmplă? Sunt conștient și cred că majoritatea este conștientă că suntem total nepregătiți în cazul unui cutremur de pământ de peste 7 grade. Acum, fie vorba între noi, cele până în 7 grade, le mai ducem, le mai ducem, adică se pot remedia. Dar tot ce înseamnă peste 7 grade înseamnă pagube și decese. De ce să nu recunoaștem? Ferească Dumnezeu. Toate acestea încercăm prin puterile noastre, pentru că, fiind profesor, eu mereu îmi fac un scenariu și zic, domnule, ce se întâmplă în caz de? Măcar să conștientizeze fiecare, și când zic fiecare, mă refer la instituțiile care sunt care se află pe raza localității noastre, de rolul, să conștientizeze rolul pe care l-au un astfel de eveniment nefericit. Mă refer la școală, la biserică, la dispensar, la agenții economici, pentru că și aici este o problemă. Agenții economici au dublu rol. Unu, am exemplu celui, nu dau nume ca să nu crezi, dar știe toată lumea în Jalești ce mare firmă de planificație există. În caz de situații de cutremur, ferească Dumnezeu, el este obligat și la nivel județean să asigure furnizarea de pâine, pentru că există două lucruri. Una, că se dărâmă casa, dar doi, nu mai ai sursa de hrană, nu mai ai apă și așa mai departe. Ei, toate aceste lucruri le-am pus pe hârtie și încercăm acum împreună cu dumnealor să stabilim un program și un scenariu care să fie pus în aplicare în caz de cutremur. Acum se poate vorbi foarte mult și putem să dăm lecții și putem să creiem și putem să copiem și putem să explicăm. Dar totul ține și de spirit și de momentul în sine, pentru că unul reacționează într-un fel, alții reacționează în alt fel. Important este să conștientizeze și să se întipărească în minte că există un rol, că există o obligație și că există, până la urma urmei, nevoia de a salva pe cineva. Pentru că aveam chiar în cadrul acestui comitet de situații de urgență o discuție cu cineva care spune și așa, domn primar, până vine aia de la Focșani, vă dați seama, aia sunt morți acolo primi. Vă dați seama ce fel s-a perceput, da? Eu tocmai de la principiul ăsta, nu că moare cineva, ci faptul că nu poți să ajuți. Pentru că eu, în momentul în care, ferească Dumnezeu, se întâmplă astfel de eveniment, nu pot să aștept să vină cineva de la Focșani, că unde nu vine mai nimeni, întâi. Nu vine da. Nimeni. Da. Sunt în momentul ăla, sunt foarte multe lucruri de făcut. Și atunci vrem să ne mobilizăm, repet, pe plan local, cu măsurile și cu puterile noastre. Avem și o mașină de pompieri pe care am transformat-o și pe care am echipat-o în astfel de cazuri să ne fie folositoare, gen cu transformator, ca să poată să asigure curent, să avem lumini, să avem tot ceea ce înseamnă în caz de cutremur. Acum, repet, lucrurile pot degenera sau se pot ameliora. Vom vedea la momentul respectiv. Dar poate dă Dumnezeu și se milostivește de noi, că suntem mari păcătoși cu toții, de fapt. Noi zicem unul de altul, dar toți poate avem câte o contribuție în situația asta dezastruoasă, haotică în care se află omenirea. Poate că nu o să se întâmple, poate nu o să fie un cutremur așa de mare, poate cutremurile astea mici degajă energia, zic și eu acum ca să mă încurajez. Da, nu trebuie să creem panică. Dar, în primul rând, Bucureștiul, dacă, Doamne ferește, mai este un cutremur mare, Bucureștiul, trei sferturi din el, se duce pe jos așa, la greu, pentru că sunt clădiri vechi, sunt clădiri care n-au fost refăcute și așa mai departe. Nu știu de ce atâta indiferență, se vorbește tot timpul despre asta, dar de 25 de ani, și poate mai mult. S-au mai făcut, să știți, și lucrări de... Câteva de consolidare, câteva, dar în sfârșit aici este, suntem totuși, nu totuși, suntem în mâinile lui Dumnezeu. Poate Dumnezeu s-o îndura să nu ne
Să dea Dumnezeu și să fie, până la urmă, oamenii să înțeleagă că există și posibilitatea să se întâmple și problema este nu că dacă se întâmplă, ce faci în momentul când se Sigur, întâmplă. sigur, Aici și este mi-a și plăcut ține că vă foarte mult de interesați, reacția da. fiecăruia, să știți, pentru că indiferent și ca primar, atunci nu mai ești primar, nu mai ești, să zicem, doctor sau profesor sau ești om. Ești un om care Și trebuie să orice sară om în are ajutorul frică, sigur. are slăbiciuni și te poți trezi că nu reacționezi cum trebuie. Dar de aceea există această echipă și trebuie să meargă tot în echipă ca să te ajute, să iei o decizie corectă. Nu poți ca primar să spui du pe ăla, fă pe ăla sau așa mai departe. De aceea există forul deliberativ care înseamnă echipa din spatele fiecărui primar. Domnule primar, din punctul dumneavoastră de vedere, care ar fi modelul de primar pe care ar trebui să-l urmeze toți oamenii care se angajează în această activitate, care înseamnă foarte mult, foarte, foarte mult. Păi, trebuie să o luăm logic. În primul rând, Logic, logic să o luăm. modelul de urmat ca primar, trebuie să ne gândim cine alege acel primar. Așteptările celor care aleg un primar înseamnă modelul de primar. Dacă într-o comunitate sunt așteptări de genul investiții, tot felul de lucruri, dar acum Da, vorbesc ca primar, vorbim da? la modul general. Își doresc, repet, își doresc investiții, își doresc o cale mai bună, eu știu, proiecte, tot felul, vor alege cu siguranță un model de primar care să le aducă aceste lucruri. Dacă își doresc scandal, conflicte, tot felul de furtișaguri și așa mai departe, vor alege un primar care le duce modelul mai departe, nu? Deci nu există un model de primar. Există oameni și oameni care sunt și unii primari, și aici, fiind la al doilea mandat, am avut de-a face cu foarte multe exemple. Sunt și unii primari care de-a lungul timpului s-au perfecționat. Deci au transformat această funcție într-o profesie. Nu este rău până la urma urmei. Poți să ajungi la un moment dat, nimeni nu te obligă să te naști învățat. Dar în momentul în care ți asumi această funcție, trebuie să te gândești că ai niște responsabilități. Și încă ce mari În momentul când responsabilități, ieși sigur. și discuți cu cineva, în calitate de primar, nu poți să-i spui acelui om, nu se poate. Asta este, nu se poate. Da, când există nu se poate, trebuie să ai și temeiul legal și trebuie să-i explici, să-i argumentezi clar ca acel om să înțeleagă nu că nu vrei tu, ci cadrul și societatea în care trăiește el și trăim cu toții, nu permite acest lucru. Da, se întâmplă aceste lucruri, da? Dar revenim la modelul de primar. Primarul în sine este suma nevoilor și a necesităților unei comunități la un anumit moment. Atenție! Depinde de comunitate foarte mult. Și depinde de rolul comunității. Dacă acea comunitate, revenim, este o comunitate agitată, știți, ca orice om. Sunt oameni foarte impulsivi. Așa va fi și primarul, să știți. Nu există un manual al primarului, Da, dar primar. există, până la urma urmei, reguli pe care primarul le poate. Bun, primarul, apropo de ce spuneați, că mai sunt oameni așa mai agitați, unul dintre rolurile primarului nu este și să-i potolească, să-i lămurească, se poate face lucrul Cum ăsta? să nu? În primul rând, primarul nu trebuie să creeze panică. Primarul trebuie să cunoască înainte ceea ce societatea așteaptă de la el. Da? Nu trebuie să ajungi primar și apoi să te întrebi oare ce trebuie să fac eu. Nu, asta este, aici este într-adevăr marea greșeală. Sunt foarte mulți care își doresc și ajung primar și la un momentul când ajung spun, băi, las că vine guvernul și ne dă bani, las că mai vine nu știu cine și ne mai ajută, lasă că primăria din primărie. Nu. Dacă vrei să, pentru că primar și prin noțiune, prin termen, ești Sigur, primul. sigur, Ești primul sigur. și la bine și la rău, nu? Sigur. Particip și la evenimentele negative din comunitate, dar particip și la evenimentele fericite din comunitate. Și atunci trebuie să cauți să fii un mediator, până la urmă, să înțelegi, pentru că la tine vin toți oamenii, într-un fel sau altul, chiar toți vin, chiar dacă unii sunt, și cum vă spuneam și la primul interviu, vin oameni cu probleme personale pe care tu trebuie să le asculți și trebuie să încerci să le explici că poți să-l ajuți sau nu poți să-l ajuți și vin și oameni cu probleme, cum să vă spun, de ceea ce înseamnă societatea, adică vor să investească, vor să cumpere, vor să facă anumite lucruri. Ei nu vin pe zile, că astăzi este ziua omului cu Sigur. problemă personală, astăzi este ziua omului care investește. Nu, ei vin unii după alții.
Aici este rolul primarului de a încerca să detașeze de problemele lui personale și a încerca să vadă care este soluția cea mai bună. Dar trebuie să ai și un aparat bun în spate. Adică și aveți oameni... Da, repet, mie nu-mi place să vorbesc despre mine și să-mi dau eu calificative. Eu aș vrea foarte mult ca oamenii din jur să spună chestia asta. Pentru că, să știți, dacă ei pot spune, în prezența mea, vă dați seama că mulți vor spune, da, domnule, las că e bine, uite ce bine. Dar sunt convins că sunt și probleme pe care le putem remedia. Și se mai întâmplă uneori să ne dăm seama că și noi am greșit în anumite situații. Vă ajută legislația făcută ați de deschis, cei răsus? Ați deschis un subiect mai repede, bine. Repede, mai avem câteva minute. Pe așa e și în legislație, repede. E pe repede înainte totul. Da, da. Așa este și în legislație. Aceeași manieră, să știți. Da. A apărut o lege, hai repede, nu ne interesează cum, ce, de unde. Nu. Vă spun, mă tem că cei care ajung în funcții foarte importante și bine că ajung, că trebuie și aceste ocupate, nu au nicio legătură cu realitatea din teren. Când spun realitatea din teren, mă refer la nevoile și experiența celor care administrează. Nu, dar și oamenii sunt siguri. Mă uit, vă rețin acum iar cu exemplu cu sala. Gândiți-vă și mă adresez și telespectatorilor să se gândească tot timpul când sunt într-o sală și văd atâția oameni care vorbesc în fața lor, să se gândească că ăia vorbesc datorită lor. Da? Niciodată. Hai să-i lăsăm pe ăștia mari să vorbească într-o sală goală. Doar cu scaune. Ce credeți? Cam așa gândesc ei când fac o legislație, să știți. Se gândesc că suntem niște numere, niște scaune, niște, adică funcții mă refer. Și totul se rezumă la interesul de moment. Dom'le, nimeni nu gândește în perspectivă. Ce facem noi peste 5 ani? Ce facem noi peste 10 ani? Tot timpul ne gândim, acum 5 ani aveam viticultură. Acum 7 ani aveam școală de viță. E, care-i realitatea? Da, e foarte neplăcut ce se întâmplă. Din păcate s-a cam terminat emisiunea. Trece repede timpul cu dumneavoastră. Trece, da. Dar sper că ne-au urmărit oamenii cu atenție. A spus foarte multe lucruri de adevărate. Sper că n-am fost plictisitori. Domnule, dacă am fost, păcatul nostru să fie, de eu cred că n-am fost plictisitor. Dumneavoastră, că am, dumneavoastră, vă dau vina pe dumneavoastră, nu pe mine. Da, doamne, primarul trebuie să primarul preia să suporte, să le suporte pe toate. Da, oricum, repet ce am spus la început, am venit pe un drum bun aici, am venit într-o comună cu tradiție, am venit cu oamenii pe care i-am găsit. I-am găsit, să știți, destul de entuziaști și de încrezători, poate asta și datorită dumneavoastră și stilului dumneavoastră de a ști să comunicați cu ei, e mare lucru, dar pe dumneavoastră v-am găsit totuși oarecum sceptic și aș vrea ca data viitoare când vin să nu mai găsesc acest scepticism, nu? Doamne, nu e scepticism, e realism. E realism? Și știți foarte bine, scepticismul acum vine de realism, poate că realismul o să fie altul peste câteva săptămâni, cu siguranță o să vine, cu o să fie mai bine, fi nu? Altul. Indiferent cum am vrea noi sau nu, mai bine va fi. Acum nu știm pentru cine, pentru noi, pentru cei care ne conduc. Pentru cineva trebuie să, până acum s-a demonstrat că este bine pentru cei care conduc. Se vede. Da, poate da, dă Dumnezeu să se restabilească niște gânduri ale oamenilor, corect, să fie pentru că așa, în felul ăsta, nu se poate. Știți, important este ca oamenii să-și recapete încrederea în ei și în tot ceea ce înseamnă instituțiile care sunt la nivelul fiecărei localități. Vă spun cu regret, există din ce în ce mai greu să, posibilitatea de a te, nu de a te impune, de a-ți impune și de a-ți prezenta un program sau un proiect. Pentru că oamenii nu mai au încredere și aici nu mă refer la mine ca primar sau la preot sau la doctor. Păi nu, că nu mai au încredere. Dar atât de mult s-a generalizat ideea furtului, a tot ceea ce înseamnă să ajungi fără școală, să te duci să fii promovat fără să ai nimic în spate, un bagaj sau o experiență care să te ajute, încât la acest moment, vă spun sincer, nu știi cum să o dai în așa fel încât să nu creezi panică și să nu creezi, de fapt, un neajuns cetățeanului. S-a greșit foarte mult în România. Din păcate, nimeni nu-și asumă acest lucru. Nu că nu se recunoaște. Toată lumea recunoaște că s-a greșit, dar nimeni nu-și asumă acest lucru. Poate acum, cu noul președinte, va fi, și sperăm cu toții, sunt convins că toți speră, ca să fie un alt, măcar un alt model de a privi lucrurile.
Pentru că de circ, vă spun, cred că toată lumea, Și acum circul ăsta cu casele astea este ceva îngrozitor. Eu nu știu de ce să continuă. Eu nu știu de ce se mediatizează atât de mult. Pentru că mai bine ar fi să mediatizezi că într-o comună s-a băgat lumină, că într-o comună s-a făcut sau că dintr-o comună a plecat un copil cu niște capacități și dar nu interesează pe nimeni. Din păcate, vedeți, circul este la rang de realitate și s-ar putea să mai dureze puțin, da? Poate durează puțin. Cu ajutorul dumneavoastră, cu ajutorul meu, al cetățenilor, încercăm să oricum facem... Oricum îmi place că spuneți lucrurilor pe nume, ceea ce este un lucru foarte bun. Domnule primar, din păcate, o tam în suspans, un ton vol, pentru că ca să fiu un ton cu dumneavoastră, că sunteți profesor de franceză, eu vă doresc numai bine. Să dea Dumnezeu ca atunci când vin, și sper să vin cât mai repede, să vă găsesc cu alte gânduri totul, să spuneți, uite... Ce frumos este acum, mai ales că este ce? La început de an, totuși suntem la început de an, doresc să urez tuturor gânduri bune pe anul care a început și liniște sufletească, pentru că este singurul lucru pe care ne-l putem dori și suntem convinși că îl putem obține. În rest, există destule persoane care se vor ocupa de noi. Sigur, dar știți cum se spune? Să dea Dumnezeu gânduri bune la dușmani. La revedere, vă doresc numai bine, la revedere, stimați respectatori.